ne striga nedreptățile. Pentru că doamna ministru Carmen Dan, dacă dumneavoastră aveți pretenția ca noi să aplicăm legea corect, dumneavoastră de ce nu aplicați legea așa cum este făcută? Legea 153 privind salarizarea bugetară, lege de care oricum v-ați bătut joc și de aplicarea căreia vă bateți joc în continuare prin această ordonanță 114, prin care dovediți că sunteți mai malefici decât cei dinainte. Ați dat-o pe 2 ani de zile să ne calculați sporurile la baza din decembrie 2018. Iar un alt ministru, ministru, vine și spune pe Facebook faptul că colegii noștri din penitenciar primesc 60% sporuri. Dar de plafon ați uitat? Ați uitat că ne arătați frigiderul plin și ne puneți lacăt pe ușă? Lucrurile astea nu le spuneți oamenilor? Nu le spuneți că acea grilă pe care ați postat-o, domnule ministru și doamna ministru, când vorbiți la televiziuni, prietene, bineînțeles, sunt grilele din 2022? Suntem în 2019, doamna și domnule ministru. Noi nu suntem în 2022. Colegii din penitenciar, avem alături de noi pensionarii din familia ocupațională din care facem parte, apărare, ordine publică, siguranță națională, pensionari care sunt batjocoriți și trebuie să atragem atenția și tinerilor polițiști, pentru că și ei vor ajunge pensionari și trebuie să susțină toate revendicările Federației Naționale a Sindicatului Polițiștilor și Personalului Contractual, pentru că aceste revendicări privesc atât personalul activ, cât și pensionarii din MAI și celelalte structuri din familia ocupațională din care facem parte. Sunt ciocoriți în ultimul hal, cel puțin din septembrie 2017, de când s-a ciuntit legea pensiilor militare. Pensii militare, doamna ministru, nu pensii speciale, cum ați invocat mereu. Trebuie să asigure pensionarilor un trai decent la adăpostul interdicțiilor și incompatibilităților cu care s-au confruntat în perioada activă. Pentru că dacă dumneavoastră, politicienii, puteți avea și alte ocupații în afară de politică, noi nu avem prin lege dreptul de a profesa alte meserii. O altă nemulțumire este dotarea precară pe care o avem la nivelul poliției. Sunt convins că și colegii din penitenciar se confruntă cu aceeași probleme. Mulțumim, doamna Carmen Dan, pentru cele 2-3 veste anti-înjunghiere la 10-12 polițiști. Știm că nu vă pasă de morții noștri decât atunci când faceți poze pentru punctele procentuale în sondaje. Veniți, faceți poză cu mortul, ca așa îi spuneți voi, și plecați, faceți fotografii, vă filmați, vă puneți o ceapă în buzunarul din dreapta să vă curgă o lacrimă și după aceea rămâne familia nenorocită pe veci. Pe lângă cei activi, la Constanța,
Numai în ultimele două luni am îngropat doi tineri pensionari. Aveau un an de pensie, doamna ministru. Avem colegi care sunt abandonați prin spitale. V-ați mai interesat de soarta lui Ciprian? Habar nu aveți în ce situație a ajuns familia acestuia. Strângem bani pe unde putem pentru a-i asigura tratamentul de 100.000 de euro. Demisia! 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 În încheiere, doresc să atrag atenția miniștrilor de interne și justiție din România, dar și cei din Uniunea Europeană, că polițiștii și cadrele active din familia ocupațională, apărare, ordine publică, siguranță națională și pensionarii din această categorie, din această familie, nu își doresc să se îmbogățească, își doresc un trai decent care să le permită confortul psihic de a aplica legea așa cum trebuie. Vă mulțumim pentru participare și vă asigurăm că biroul teritorial al IPJ Constanța va fi la toate mișcările care se vor organiza în următoarea perioadă.